Made in Mede a pornit într-o excursie cu miros de levănțică. Să vedem prin ce ne ademenește lavanda de Moldova. Tot știind așa, am dat de informația de lavandă. Pentru mine asta a fost ceva nou, ceva wow. Când am studiat mai mult, am spus, ce să nu încerc. Te ocupi cu floare uscată și cu uleiul. Da. Asta era avantajul. Dacă nu merge în una, merge în alta. Da, da, da. E ca, dacă observați, floarea e deschisă. Trebuie să fie cel puțin 50% din spic deschis. Atunci să putem să începem să strângem. E trebuie uscată la umbră, aerisirii bine să fie și spațiu mult, foarte mult spațiu. Haideți să încercăm cum strângem noi levânțica. Folosim de obicei secera, da? Da. De obicei este o lungime, da? Da, este o lungime de la rădăcină. Trebuie așa. Așa. De la rădăcină. Probabil așa. V-ați întrebat vreodată cum se produce uleiul de levânțică? Priviți această diferență ca să înțelegeți cât de bine este stors uleiul din această floare. Aici e ca toată magia se face. Este cazanul, acolo se face focul, se fac vaporii de aer care intră în rectificator. Aceste două sunt rectificatoare. Vaporii intră, prelucrează floarea și de acum sus ridică vaporii cu ulei. Aici este răcitorul unde se răcesc vaporii și de acum totul se duce în florentină. Aici de acum se separă uleiul și ceea ce curge acolo e apa de lavandă. Dar există și alte metode de extragere a uleiului sau doar asta? Nu, doar asta. E ceva asemănător ca aparatul de Samagon. Extrăgând uleiul de lavandă, nu obținem doar acest produs, dar și apa de levânțică, care de asemenea este mirositoare, hidratează, împrospătează și hrănește pielea. Atenție, nu se poate de băut!